Preasfințitul Părinte Ignatie a fost astăzi întronizat episcop al eparhiei Hușilor. Sfânta liturghie a fost oficiată de un sobor de ierarhi pe un podium amenajat în apropierea Catedralei Episcopale din Huși. După citirea Sfintei Evanghelii, în preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre misiunea episcopului în lumea de astăzi. În stăruința sa pe cale, episcopul se luptă pentru a dobândi gândul lui Hristos prin care și numele căruia va găsi răspuns pentru lupta sa lăuntrică și pentru lucrarea îndreptată spre oameni. În fața lui se va prezenta, ca în carantania, seducția Duhului Lumii, căruia trebuie să-i opună Duhului Dumnezeu. Pe omul cel firesc, lumesc din sine și din alții, trebuie să-l înlocuiască cu omul cel duhovnicesc, care judecă duhovnicește, nu omenește, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Cuvintele de înduplecare ale înțelepciunii omenești sau logica lumii ar trebui să se diminueze până la dispariție în fața înțelepciunii celei de a lui Dumnezeu, fundamentată pe puterea crucii, pe adeverirea Duhului și a puterii. La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită întronizarea noului episcop. Gramata mitropolitană a fost citită de preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Pregătirea teologică, râvna duhovnicească și lucrarea misionară săvârșită cu jerfelnicie, ca arhereu vicar în diaspora, au constituit motivația alegerii preasfințitului Ignati Mureșeanul ca episcop al hușilor în data de 5 octombrie 2017. Ca urmare a legerii amintite, rânduitam ca astăzi, 22 octombrie, anul mântuirii 2017, zi în care prăznuim pe Sfântul Ierarh Averchie, Episcopul Ierapolei, cel întocmai cu apostolii, și pe Sfinții șapte tineri din Efes, să aibă loc la Catedrala Episcopală din Huși, slujba Sfintei Liturghii în cadrul căria să se, se săvârșească la întronizării preasfințitului Ignatie ca episcop al hușilor. În continuare, preasfințitul părinte Ignatie a primit însemnele episcopale, mantia, crucea pectorală, engolpionul și cârja arhierească. Apoi a fost așezat în scaunul arhieresc. Din partea prefericitului părinte patriarh Daniel, preasfințitul părinte Ignatie a primit o cruce de binecuvântare. Părintele Constantin Mogoș, membru în adunarea națională bisericească, a citit mesajul preoților din Episcopia Hușilor cu ocazia întronizării preasfințitului Părinte Ignatie. Astăzi, 22 octombrie 2017, se deschide un nou capitol în istorica Episcopia Hușilor. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu s-a arătat și s arată spre clerul și credincioșii din această eparhie și iată, după o perioadă de zbucium, astăzi avem motive de bucurie prilejuite de alegerea și întronizarea preasfinției sale, preasfințitului Părinte Ignatie ca episcop al acestei străvechi episcopii. Despre preasfinția sa știm mai puține lucruri, dar cum chipul omului arată și starea sufletească, noi, cei care lucrăm în ogorul Domnului și ne lovim de diverse situații, vedem cu prisosință în preasfinția sa, mai multe virtuți deosebite, cum ar fi credința, înțelepciunea, dragostea, bunătatea, smerenia și dorința de a lucra pentru binele apropiului. Secretarul de stat pentru culte, Victor Opaschi, a rostit un cuvânt de felicitare. Bun cunoscător al realităților religioase din Europa Occidentală, preasfințitul Ignatie a dat dovadă de înțelepciune pastorală și discernământ duhovnicesc, participând activ la crearea și consolidarea unei viziuni ortodoxe adaptate realităților europene în fața provocărilor lumii occidentale, răspunzând cu prudență și înțelepciune la aceste provocări. Experiența pastorală a preasfinției voastre este, cred, cum nu se poate mai oportună pentru misiunea pe care o aveți ca episcop de huș. Preasfințitul părinte Ignatie a rostit apoi un cuvânt în care a vorbit despre noua ascultare la care a fost chemat. În fața acestei chemări a bisericii de a sluje parchei istorică a hușilor, întâi de toate aș vrea din adâncul inimii mele să mărturisesc de plina conștiința nevrăniciei și zmereniei care mă locuiește în asemenea momente de solemnitate sfântă. În toată această perioadă scursă de la alegerea mea de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre, în demnitate de episcop, de păstor al bunilor credincioși din această parte a țării de jos a Moldovei și până acum, am trăit la modul existențial și profund de răvășitor faptul că cel mai greu, și înfricoșat lucru pentru orice creștin, iubitor sincer al lui Dumnezeu, cu atât mai mult pentru mine, un episcop cu multe nedesăvârșiri, este să te încredințezi total și fără nicio cârtire voi lui Dumnezeu și să te duci acolo unde El te călăuzește pentru a deveni un vas ales al Sfințeniei și al smereniei Lui. Preasfințitul Părinte Ignatie a fost ales episcop al Hușilor în ședința de lucru a Sfântului Sinod din data de 5 octombrie.